Conferința de presă care a urmat ședinței ordinare a Consiliului Județean din 24 august a rezervat jurnaliștilor prezenți ceea ce s-ar putea numi o lecție despre modul în care acesta apreciază că se face presă în Județul Neamț de către o parte dintre publicații. Președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a spus cu subiect și predicat că în județ ar exista jurnaliști care ar șantaja oamenii politici pentru că nu oferă presei comenzi de publicitate. Mă simt responsabil să fac asta ca și președinte de partid, ca și președinte al Consiliului Județean. Și trag un semnal de alarmă și vreau să rog colegii dumneavoastră din presă de Neamț să înceteze cu formele de șantaj la adresa oamenilor politici. Dacă nu faci contract cu mine, dacă nu îmi dai, scriu că ai datorii la stat, că te prim cu nu știu cine. Domnilor, nu suntem singuri pe pământ. Și mai sunt niște oameni care au început să pună întrebări. Eu vă dau un sfat prietenesc, dar toți din presa din Județul Neamț. Încercați să faceți o presă corectă. N-aș vrea să văd că sunt colegi de-ai dumneavoastră și colegi de-ai noștri participanți la ceea ce se întâmplă în mediul politic din Județul Neamț, pentru că suntem împreună și oamenii politici și presa, că la un moment dat pot să aibă niște probleme din punctul ăsta de vedere. Președintele Ionel Arsene a ținut să le atragă atenția că declarația sa constituie, pentru început, doar un avertisment binevoitor, dar că nu va ezita să acționeze așa cum va crede de cuvință atunci când va considera că oamenii politici, indiferent de formațiunea politică din care fac parte, sunt șantajați de jurnaliști cu atacuri la viața lor personală. Haideți să ardem așa cum îi place unui coleg de-al dumneavoastră să spună, oamenii politici atunci când greșesc pe ceea ce fac din punct de vedere politic, lăsați-le familiile în pace și problemele personale în pace, care țin de familia lor și de problema lor personală. Nu cred că asta e treaba presei din Județul Neamț. Luați și ne verificați și uitați-vă ce facem ca oameni politici, ce facem în funcțiile pe care le ocupăm aici. Pentru că personal o să am grijă în perioada următoare ca orice coleg de-al meu, indiferent că din la putere sau din opoziție, va fi șantajat de cineva pe orice subiect, să nu lăsăm lucrurile așa. A fost mai mult o declarație din partea mea binevoitoare pentru dumneavoastră cei din presă, pe care, pe mare majoritate vă respect, am avut o relație atât cât s-a putut cordială sau nu. Sigur, unii m-au înjurat, alții m-au apreciat atunci când a fost cazul, alții m-au înjurat și când a fost cazul, dar mi-am asumat și asta, ca un politic. Însă când se depășește linia și se ajunge la șantaj, vă promit că nu o să stau cu mine. Rugat să fie mai explicit, președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a solicitat presei să fie ea însăși mai atentă la ceea ce se întâmplă în mediul jurnalistic. Rămâne de notorietate faptul că Ionel Arsene a inițiat și câștigat o serie de procese cu jurnaliști acționați în judecată pentru calomnie.